Polițiștii au desfășurat în zilele de 13 și 14 noiembrie o acțiune comună cu specialiștii Regiei Autonome, Registrul Autoromân, pentru prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere produse pe fundul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Verificările au vizat sistemul de frânare, mecanismul de direcție, sistemul de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante, instalația de iluminare-semnalizare, echipamentele electrice, punți, roți, anvelope și suspensie. În cadrul acțiunii au fost controlate 54 de autovehicule, fiind aplicate 61 de sancțiuni contravenționale. Din totalul sancțiunilor contravenționale, 22 au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice, 3 pentru deficiențe ale instalațiilor de iluminare sau semnalizare, 8 pentru deficiențe ale sistemului de rulare, 2 pentru deficiențe ale sistemului de direcție și una pentru lipsa inspecției tehnice periodice. Totodată, polițiștii au indisponibilizat un autovehicul, au reținut două permise de conducere și au retras 23 de certificate de înmatriculare.